Salutare la toată lumea, bine v-am găsit la primul meu clip de pe acest canal. Canalul meu se numește Gamer HD, iar de data aceasta am găsit un joculeț mai fain, așa mai frumușel, de pe magazin Play, care costă ceva bănuț, dar eu l-am luat cu aplicație și n-am dat niciun leu pe. Așa, să vorbim puțin despre joc. Jocul se numește Crab Fishing Simulator și este cât se poate de real, doar grafica nu este chiar așa de reală. În rest, numerile, conturile sunt bune, cum să spun. Ce să mai spunem despre el? Nimic, să-i dăm drumul. Acum trebuie să așteptăm puțin până se încarcă. Și am vrut să vă mai spun că trăsăturile nu sunt ca la jocurile normale care le joci pe PC și cum arunci bățul, cum trage. Nu, aici îi trage odată la 10 minute, 5 minute, depinde. Acum o să vedeți și voi. Hai odată. Am sfârșit. Deci, cam așa arată jocul. Nu este cine știe ce. Am uitat să vă spun de pozele de aici. Pozele sunt reale, nu știu cum le-a pus. Deci, după cum puteți vedea, doar că nu se vede chiar așa de clar. Să mergem spre scrim, nu știu de ce se mișcă așa de încet ăsta. În rest ăsta, uite, se duce rapid. Dăm fish here. Și selectăm montura dorită. Punem de 18 mm. Așa. Să-i dăm drumul. Am pus montura. Iar acum să așteptăm prima trăsătură. Între timp a venit și prima trăsătură. Eu am pus pauză ca să nu mai aștept atâta timp. Dacă vă uitați în partea stângă sus, scrie timpul. De la 1 minut până la 7 minute a trecut ceva timp. Numai stăteați degeaba și vă uitați cu mine. Așa. Deci am agățat un pește, nu știu ce este. Cum v-am spus, este ca realitate. De aceea îmi place foarte mult jocul acesta. Este frumosel. Și dacă vă uitați în mijloc sus, am adunat banii. Am mai prins încă 3 pești înainte să filmez acest clip. Și vă puteți lua undițe, tot ce vreți. Eu am doar o undiță. Na, că am avut o ruptură. Mi-a rupt. Nu-i nimic, mai încercăm. Și să vă arăt cum trebuie să lansați, că nu v-am arătat la început. Dați pe 1, vă poziționați undița unde vreți, vârful îl poziționați unde vreți să dați în ce parte.
Eu de acolo am agățat. Și dați aici sus, în dreapta. Țineți apăsat. Și ați dat drumul. Am dat prea tare. Din nou. Cam așa. Intrați iară pe echipament și dați din nou pe 1. Și acum așteptați prima trăsătură. Am agățat din nou un pește. De data asta să nu-l mai scap ca pe primul. Să nu-l mai forțez așa de tare. Am urcat asta la maxim. Trebuie doar să-l aducem la mal. Să sperăm că nu mai scapă. Mamă, dar ce greu e să-l scoți. Ți-a cam mult timp. Sper să-l scot ca să-l vedeți și voi. Gata. L-am prins. M-am chinuit cu un crap oglindă de 2,3 kg în jur de 3 minute. Cam așa ceva. Cam asta este jocul. Nu mai are rost să stăm atâta să jucăm, că nu mai pierdem timpul și ce să vedem, doar cum prindem niște pești amureți. Cam așa este jocul. Se mișcă prea încet ăsta și nu-l poți seta. Să mai privim o dată pozele astea. Tot nu-mi dau seama cum a putut să-i pună. Crapul ăla e ciudat. Cam atât cu acest clip. Următoarea serie de clipuri pe care o voi face va fi despre Minecraft. După ce voi termina cu acest joc, voi începe cu Minecraft-ul. Cam atât, să ne vedem cu bine la următorul clip. Salutare!